Șoferii se plâng de vremea posomorâtă, care spun ei că nu doar dă traficul peste cap, dar le și afectează negativ sănătatea. Foarte greu. Ori stăm în... Трудно, голова болит, погода плохая. Очень тяжело, действительно, это составляет большие трудности. Но что делать? Терпим, едем, встаем пораньше. Totuși, cei mai mulți dintre conducătorii auto s-au resemnat, pentru că ceața și ploile sunt specifice acestei perioade. Nu e dificil deloc, decât că e mult transport. Nu putem să trăim fără ceață, fără ploaie. E bineșor, atenție trebuie și de respectat distanța și viteza. Numai când e ceață e mai complicat un pic, dar în rest e... ambuteiajele sunt mari, dar în rest e foarte bine. Ceața e de la Dumnezeu, nu de la noi. Reprezentanții Inspectoratului Național de Patrulare au declarat pentru Publica TV că din cauza condițiilor meteo nefavorabile, în ultimele 24 de ore au avut loc aproape 60 de accidente rutiere. Nici o persoană nu a avut de suferit.